prim-ministru Honor Kelemen, ați anunțat că va fi definitivat codul patrimoniului național. Când așteptăm acest cod și ce se poate face pentru valorificarea patrimoniului național? S-a lucrat mult pe textul codului. În primul mandat de al meu am început, după aceea bănuiesc că și ceilalți colegi au continuat munca. Există un text, zic eu, în mare parte pregătit, dar cum au trecut foarte mulți ani de la lansarea codului, trebuie să reluăm grămadă de proceduri. Trebuie să mergem în guvern cu un memorandum, după care trebuie să luăm câteva decizii importante legate de cod. Sunt câteva lucruri mai sensibile, apoi dezbatere publică și să trimitem în Parlament. Eu am spus că dacă putem finaliza procedurile guvernamentale, atunci putem trimite undeva în vară în Parlament, în așa fel încât în sesiunea de toamnă Parlamentul să aibă posibilitatea de a începe dezbaterile pe acest cod. Părerile sunt împărțite și în acest moment. Unii specialiști spun că e nevoie de un cod, un text de lege, un corp în care sunt încadrate toate legile care guvernează domeniul patrimoniului cultural național. Că e vorba de patrimoniu construit, că e vorba de patrimoniu mobil, arheologic sau imaterial. Cei care susțin codul spun că e nevoie de un astfel de text și eu cred că e bine să avem într-un singur corp de lege în care toate domeniile sunt reglementate, fiindcă există și foarte multe aspecte care sunt corelate. Când vorbim de restaurarea monumentelor istorice, nu poți să nu ții cont de arheologie. De fiecare dată se face o cercetare arheologică, trebuie să dai descărcare de sarcină arheologică. Când vorbim de patrimoniu material, de foarte multe ori sunt relații extrem de ușor de văzut cu patrimoniul imaterial și de aceea eu cred că e nevoie de un singur corp de lege. Sunt alții care spun că nu e nevoie. E bine să avem fiecare domeniu reglementat separat și eventual dacă e nevoie de a amenda legile existente, să amendăm legile existente. Ceea ce este important să găsim o soluție pentru a salva patrimoniul construit, patrimoniul mobil și să punem în valoare. Foarte multe lucruri s-au schimbat în ultimii 15-20 de ani, în ultimii 10 ani, dacă vreți, substanțial acest domeniu nu a fost revizuit ca și legislație. Trebuie să vedem sancțiunile. Acolo unde intenționat se distruge patrimoniul cultural, fie de patrimoniul construit, vorbim, sau de patrimoniul mobil, amenzile să fie usturătoare. După aceea avem nevoie de proceduri mai relaxate în anumite momente și în anumite zone sau subdomenii. Fiindcă, într-adevăr, când vorbim despre o clădire care este în categoria B, atunci probabil că trebuie să găsim o soluție prin care comisiile zonale, de exemplu, să aibă ultimul cuvânt de spus. Să nu fie posibilă o contestație la Comisia Națională, fiindcă de foarte multe ori noi am constatat că la nivelul comisiilor zonale avizul este nefavorabil, fiindcă cei care sunt în zona respectivă, trăiesc în zona respectivă, cunosc realitatea, știu ce au de făcut, mă refer la specialiști, și resping anumite proiecte pe bună dreptate. Indiferent că vorbim de o clădire sau de zonă protejată, se face contestația, ajunge la Comisia Națională, unde s-a mai întâmplat că ceea ce au spus colegii din comisiile zonale nu a mai fost valabil în Comisia Națională. Deși procedurile trebuie un pic simplificate, dacă vreți, trebuie o oarecare descentralizare în acest domeniu, în ceea ce privește patrimoniul construit și nu numai. Cum putem valorifica? E nevoie de foarte mulți bani. În acest moment, eu cred că peste jumătate din monumentele care sunt înscrise în lista monumentelor istorice
necesită o renovare, necesită o intervenție substanțială, nu numai de zugrăvit sau de ceva superficial. Asta necesită și enorm de mulți bani și depinde de buget, cât putem face. În acest an bugetul e foarte mic. Eu cred că anul viitor trebuie să creștem substanțial acest buget. Trebuie să vedem dacă din fondurile europene 2014-2020 în programele operaționale regionale va fi posibilă restaurarea monumentelor. Din aceste fonduri care vin de la Uniune, eu, așa cum am văzut, strategia va fi o astfel de posibilitate și oportunitate și sunt convins că pe un termen de 8-10 ani, cu investiții foarte serioase, cu un buget consistent, am putea arăta câte ceva. Dar aici trebuie să spunem că nu numai statul are sau autoritățile centrale au o responsabilitate și un rol. Și autoritățile locale au un rol și au o posibilitate de a finanța restaurarea, renovarea monumentelor istorice, mai ales acele clădiri, acele centre din orașe care se află în administrarea autorităților locale sau au posibilitatea de a finanța renovarea clădirilor. Și am văzut foarte multe exemple unde dacă se implică autoritatea locală sau autoritatea județeană, Consiliul Județean, Consiliul Local, și cu bani puțin se pot realiza și se pot arăta lucruri foarte importante și se pot realiza lucruri minunate. Depinde cât de mult se implică autoritățile locale. Și încă nu am vorbit de responsabilitatea proprietarilor. Cei care dețin clădiri clasate pe lista monumentelor istorice au responsabilitate. Sigur, costă. Dar dacă ai în proprietate o clădire, atunci ai și responsabilitatea de a întreține și de a renova. Aici ar trebui să găsim o soluție când se va schimba codul fiscal, când se va modifica codul fiscal. Noi am mai avut astfel de propuneri, vom reveni cu astfel de propuneri, așa cum se întâmplă în foarte multe țări din Uniunea Europeană. În Germania, de exemplu, am văzut în Bavaria. Proprietarii, dacă investesc în monumentele istorice, atunci au posibilitatea de a deduce din impozit, de a plăti mai puțin către stat, dar se face un control extrem, extrem de riguros din partea autorităților. Nu poți să vii cu chitanța de la nu știu unde că ai cumpărat materiale de construcție și ai folosit. Nu, se face la fața locului o verificare foarte importantă să se vadă cât ai investit și ce rezultate ai obținut pe baza unui proiect de restaurare, dar trebuie să dai și proprietarilor ceva înapoi. Dacă ei investesc în monumente istorice, că dincolo de faptul că monumentul respectiv, clădirea respectivă, castelul, conacul este în proprietatea lui, este și o atracție pentru zona respectivă și este și o bogăție a țării, trebuie să dai înapoi ceva dacă ei investesc. Trebuie să găsim acele facilități prin care într-un fel dăm și un impuls și încurajăm proprietarii să investească, fiindcă de foarte multe ori și în foarte multe zone, dacă mergeți în țară, veți vedea că acele clădiri care sunt în proprietate privată, mai ales în centrele istorice, se degradează cel mai repede, fiindcă, într-adevăr, o familie cu venituri medii sau un pic peste nu are cum să întrețină și să renoveze o clădire de mare valoare, fiindcă restaurarea costă enorm de mult. Deci aici responsabilitatea e și la autoritatea centrală, și la autoritățile locale, dar și la proprietari. E o responsabilitate care, până la urmă, e comună. Ce se va întâmpla cu patrimoniul de la Roșia Montană? Va fi afectat de intervențiile industriale? Momentan, la Roșia Montană, lucrurile sunt destul de simple și clare. Ieri la Suceava, iarăși cei care au contestat avizul de descărcare de sarcină arheologică au câștigat. Mai este un termen pe o altă speță, am impresia, la Curtea de Apel de la Buzău. Și în acest moment, așa se pare, așa văd eu, că vor fi anulate, suspendate toate avizele date pentru exploatare. Dacă aceste avize sunt anulate de instanță, sunt suspendate de instanță, nu rămâne decât să cineva, dacă vrea să investească în continuare, atunci trebuie să reia de la capăt toată procedura. Între timp, la Roșia Montană se întâmplă ceea ce se întâmplă.
patrimoniul construit se degradează și despre patrimoniul arheologic nu putem vorbi, fiindcă nu vedem doar o mică parte din acest patrimoniu. Galeriile romane medievale, marea majoritate a galeriilor romane și medievale nu a fost cercetată și nu a fost curățată și sigur în acest moment nici nu avem resursele financiare pentru a face acolo o intervenție foarte mare. Deci se degradează și dacă nu se lucrează și dacă începe exploatarea se va degrada și atunci. Deci din acest punct de vedere e greu să vă dau un răspuns. Atât pot să vă spun că în perspectiva exploatării, în acest moment nu putem discuta, fiindcă în justiție au fost câștigate aproape toate procesele intentate de către societatea civilă sau de către cei care s-au dus în justiție. Atâta pot să vă spun la Roșia Montana că atât am verificat, atât masivul Cârnic cât și masivul Orlea au rămas pe lista monumentelor istorice. Eu când am plecat de la minister în 2012, nu am declasat de pe lista aceste monumente și am verificat în zilele acestea, au rămas, nu au fost declasate nici de cei care au venit după mine la conducerea Ministerului Culturii. Deci sunt pe lista monumentelor istorice, există o protecție din acest punct de vedere, atât pentru Cârnic cât și pentru masivul Orlea. Va fi înaintat un nou proiect de lege privind cinematografia? Poate fi perfectibil proiectul lui Sorin Roșca Stănescu? Nu cunosc proiectul lui Sorin Roșca Stănescu, încă nu am văzut. Știu că există acest proiect. Eu am vorbit cu oamenii care lucrează în acest domeniu, cei care au mai contribuit la scrierea legii actuale. Ei spun că anumite aspecte din legea pregătite de Sorin Roșca Stănescu, anumite aspecte pot fi preluate și sunt importante, sunt alte aspecte care nu. Urmează după sărbători să ne întâlnim cu regizori, cu producători, cu cei care lucrează în acest domeniu, cu cineaști și să discutăm amendarea legii sau o nouă lege. Există dorința și există necesitatea unei noi legi, fiindcă au trecut totuși 14 ani de când legea actuală a fost votată și au mai fost amendamente, dar nu substanțiale. Important este că sistemul de finanțare prin CNC trebuie să rămână. Este un sistem care funcționează, poate fi îmbunătățit, trebuie îmbunătățit. Trebuie să vedem resursele extrabugetare, dacă pot fi îmbogățite, fiindcă acolo tot timpul au fost discuții de la loterie, de la timbru cultural, din care dintre timbrele culturale ducem bani acolo. Trebuie să mai aducem bani la fondul cinematografic și, bineînțeles, acolo unde lucrurile trebuie nuanțate, trebuie vedem cum, în ce direcție mergem. Dar eu nu m-aș gândi la un alt sistem de finanțare. Acest sistem este acceptat de Comisia Europeană și de fiecare dată, dacă schimbăm sistemul, trebuie să mergem, trebuie să validăm, să acredităm sistemul la Comisia Europeană, ca să nu fie subvenție. Trebuie să vedem ce se întâmplă, fiindcă este în furnă de împrumut și în acest moment. Dacă nu recuperează banii, atunci după 10 ani cedează pelicula către stat, către Arhiva Națională de Filme și intră în proprietatea CNC-ului. Dacă recuperează banii și returnează banii, atunci banii sunt folosiți pentru alte filme. Până acum nu prea s-a întâmplat ca investiția să fie recuperată, dar nu neapărat din cauza producătorului, nu neapărat din cauza regizorului. Sunt și alte aspecte care în acest moment, atât în domeniul distribuției filmului, cât și în zona cinematografiei, ne blochează, nu putem să facem pași uriași, fiindcă nu avem o rețea de cinematografe. Doar în orașele mari există mall-uri. Acolo, dacă intră un film românesc sau un film european, un film artistic, intră în perioade când nu prea vin vizitatori. Orele de vârf sunt păstrate pentru filmele de acțiune, filmele hollywoodiene și nu pentru filme europene și filme artistice. Vorbeați de necesitatea unei serii de schimbări legislative pentru a ajunge în secolul 21, în zona artelor vizuale. La ce vă refereați mai exact? Comerțul cu arte.
cu produse de artă. Comerțul cu tablouri, cu tot ce înseamnă acest segment extrem de important, s-a schimbat enorm de mult. Dacă nu există o circulație permanentă a produselor de cultură, inclusiv tablourilor, nu poți să te faci cunoscut în lume. Și trebuie să găsim acele mecanisme prin care procedurile sunt simplificate, nu pierdem din patrimoniu, ceea ce se află în patrimoniu nu se pierde, dar în același timp putem să ducem ceea ce avem în țară, inclusiv ce se află în tezaur, în străinătate, pentru o perioadă foarte bine determinată, nu definitiv, nici nu se poate discuta despre așa ceva când vorbim de tezaur. Dar altfel, nu vom fi cunoscuți în lume. După aceea, trebuie să găsim acele mecanisme prin care autenticitatea lucrărilor care se vând în diferite galerii, prin diferite magazine de artă, autenticitatea să fie verificată și să fie asigurată, că dacă merge cineva, investește în arta vizuală, investește în tablouri, trebuie să știe că ceea ce a cumpărat e originalul, nu este o copie, nu este un fals. Și pentru acest lucru e nevoie de un mecanism de identificare a tablourilor și cei care autentifică tablourile trebuie să fie extrem de responsabili și trebuie să existe și posibilitatea de a retrage autorizația celor care fac greșeli în mod repetat și eventual a celor care intenționat fac lucruri pe lângă lege. Atunci când legea actuală a fost votată, nu exista o piață de artă. Era, nici acum nu există o piață așa cum există la Berlin sau la Paris sau la Londra. Suntem foarte departe. Dar am depășit faza copilăriei, am intrat în adolescență și de aceea trebuie să mai adoptăm și legislația. Eu am discutat cu specialiști, există câteva propuneri interesante, analizăm în această perioadă și, bineînțeles, vom avea o discuție mai aplicată după ce propunerile primite vor fi analizate și sper că și în acest domeniu putem face o schimbare. Exact cum vor arăta schimbările, nu pot să vă spun în acest moment. Doar necesitatea e foarte clară și foarte susținută, necesitatea schimbării legislației actuale. Actualul cadru legislativ care reglementează funcționarea bibliotecilor ar trebui modificat, spun profesioniștii din domeniu, pornind de la multiplele roluri pe care bibliotecile publice le au. Ce va cuprinde legea privind funcționarea bibliotecilor și când va fi finalizată? Ieri am avut o întâlnire cu două personalități importante din zona bibliotecilor, cei care au gestionat programul Biblionet. Am discutat despre legea bibliotecilor publice. Am avut o discuție cu sindicatele de la Biblioteca Națională acum vreo 6 săptămâni. Am avut o discuție cu câțiva bibliotecari din provincie și acum încercăm să adunăm toate observațiile lor la această lege. De la cei care lucrează în programul Biblionet am primit deja observațiile, sunt foarte voluminoase. Așteptăm și celelalte observații și apoi vom finaliza acest proiect de lege. Biblioteca trebuie să devină un spațiu comunitar, nu o bibliotecă prăfuită, care e folosită doar pentru a da un salariu pe jumătate de normă cuiva din sat, din comună. Oamenii nu mai vin să împrumute o carte, foarte rar se întâmplă acest lucru, dacă biblioteca nu este atractivă ca și spațiu cultural.
De aceea, Biblionetul a fost o investiție extrem de importantă din acest punct de vedere, nu numai ca și infrastructură, nu numai dotările bibliotecilor prin programul Biblionet, zic eu că a fost un program important, dar eu simt că deja și-a schimbat și mentalitatea oamenilor care lucrează în biblioteci și care doresc ca biblioteca în comună, în orașe mici, în municipii, să devină un spațiu cultural, un spațiu atractiv pentru tineri, pentru elevi, pentru oameni mai în vârstă, dar pentru asta trebuie să ofere altceva decât rafturi prăfuite și cărți din anii 70-80, eventual începutul anilor 90. Achizițiile în domeniul bibliotecilor publice trebuie regândite. Este un alt aspect în ceea ce privește legislația, fiindcă în acest moment există posibilitatea atât la nivelul autorităților locale, cât și la nivelul autorităților centrale de a face achiziții de cărți. Dar trebuie să găsim și soluția juridică prin care nu neapărat facem o obligație din acest lucru, dar trebuie să încurajăm pe cei care dețin biblioteci și aici e vorba în primul rând de autoritățile locale, fiindcă în afară de Biblioteca Națională, la Ministerul Culturii sau la nivelul autorităților centrale nu există altă instituție. Biblioteca Națională, Biblioteca Centrală trebuie să fie cel care coordonează activitatea din punct de vedere metodologic profesional și trebuie să fie acea instituție care coordonează digitizarea. Trebuie digitizat tot ce se află în biblioteci. Iarăși este un program foarte ambițios. De ani de zile vorbim despre acest lucru. S-a întâmplat deja și investiții în acest domeniu, fiindcă ceea ce nu există și în lumea virtuală, nu există digitizat, la un moment dat nu există. Dacă dumneavoastră vreți, acum puteți accesa aproape orice din biblioteca metropolitane de la Londra sau din Statele Unite. În România foarte puține lucruri sunt digitizate. Deci trebuie să fie un alt domeniu unde și prin legislație trebuie să încurajăm pe cei din biblioteci. Digitizarea conținutului. Ce veți face pentru îmbunătățirea situației salariaților de la Opera Națională, a artiștilor? Sunt acolo situații în care, așa cum declara pentru Ager Press directorul acestei instituții, Răzvan Ioan Dincă, doar printr-o derogare de la Ministerul Culturii poți să-i salarizezi astfel încât pentru studii medii pe absolvenții unor licee coregrafice. Nu există în acest moment, și asta este problema, una dintre, că nu e singura problemă și nu e vorba doar de Opera Națională sau de operetă. E vorba de toate instituțiile de spectacole. Nu există studii superioare în anumite domenii și de aceea nici încadrarea nu poate să fie făcută la nivelul studiilor superioare și atunci trebuie să mergi tot timpul cu derogare. Dar asta este problema cea mai mică. Aici trebuie o discuție și cu Ministerul Educației Naționale, ar trebui să găsim o formulă și Răzvan Dincă are un proiect pentru, un model preluat din Milano în primul rând și adaptat puțin pentru România, pentru a da diplome universitare pentru acele segmente care în acest moment nu au această posibilitate în România. Dar dincolo de aceste aspecte extrem de importante, dar la număr mult mai puține decât tot ce înseamnă instituții de spectacole, la grila de salarizare trebuie să găsim o formulă atunci când se va schimba, probabil în 2015 se va modifica grila de salarizare. Așa am înțeles, mai repede nu se poate. Atunci trebuie să găsim un coeficient mult mai mare în grila de salarizare sau mai mare pentru artiști. Mai sunt și alte lucruri care, dacă vorbim de instituțiile de spectacole, trebuie spuse. Nu e ok să fie doar contracte pe perioadă nedeterminată, că într-adevăr sunt artiști care au devenit bursierii statului. Poate n-au jucat de ani de zile. Au un salariu mic, dar nici nu poți să desfaci contractul de muncă. Deci cumva
trebuie să găsim o soluție prin care acei artiști care poate 2, 3, 4 ani de zile, din vari motive, că asta așa este în artă, așa este în zona de creație, nu joacă sau joacă mai puțin, să aibă un salariu decent, dar cei care joacă în fiecare seară, cei care au o performanță pentru o perioadă mai scurtă sau mai lungă, să primească mai mulți bani. Fiindcă acum nu poți să dai nici lor, conform prestației, un salariu mai mare. Nu poți să plătești așa cum ar trebui să fie plătite cei care aduc spectatori, aduc venituri. Deci, din acest punct de vedere, eu zic că toată zona trebuie regândită. Trebuie să fie și o siguranță pentru artiști care au avut o activitate, poate o viață întreagă, dar au ajuns într-un moment când nu mai pot, nu mai vor, nu există pentru o perioadă mai scurtă sau mai lungă posibilitate de a urca pe scenă, că nu e drept să rămână ei fără venituri și să fie, avem foarte multe exemple, să ajungă în condiții extrem de precare din punct de vedere financiar, social, dar nici nu e bine să nu poți să plătești pe cei care în fiecare seară se urcă pe scenă. Deci e greu de explicat colegilor de la finanțe, și nu vorbesc de ministru, nu vorbesc de demnitari, e greu de explicat funcționarilor că e un domeniu care nu se compară cu celelalte domenii. Fiindcă aici e vorba de creație artistică, nu e vorba de contabilitate, nu e și asta nu înseamnă că nu e nevoie de contabilitate sau nu e nevoie de celelalte domenii. Dar nu pot să tratez un teatru sau un muzeu sau o operă sau o operetă ca un butic unde se vinde o marfă extrem de necesară pentru fiecare om. Mai repede de anul viitor nu cred că putem să facem, din păcate, un pas, dar problema e cunoscută, știm ce ar trebui să facem, mai trebuie să existe și înțelegere și în alte zone guvernamentale. Și scriitorii vorbeau, de unezi vorbeam cu domnul Manolescu și aveau și o problemă cu timbrul literar, cu sunt situații și acolo în care scriitorii o duc foarte rău. Sau... Pentru revistele culturale, probabil că săptămâna viitoare, sper, dacă nu, atunci, peste două săptămâni, vom avea o hotărâre de guvern. Hotărârea e pregătită, e scrisă, am discutat și cu premierul, urmează să discutăm și cu cei de la finanțe, prin care, așa cum am mai făcut în 2010-2011, dăm un ajutor financiar pentru revistele literare, culturale, care au o acoperire națională, nu vorbim de cele locale. În ceea ce privește timbrul literar sau timbrul cultural, există un proiect de lege, săptămâna trecută noi am dat un aviz favorabil, urmează o dezbatere parlamentară, o dezbatere unde probabil că vor fi modificări față de proiectul existent, dar care sunt convins că se va finaliza cu o lege care va aduce mai multe venituri către Uniunea de Creație, că nu vorbim doar de scriitori, vorbim și de compozitori și de interpreți, dar vorbim de zona culturală, de Uniunile de Creație, da. Pe când un nou sediu al operetei? În septembrie am înțeles că se va finaliza această clădire care se află aici lângă Ministerul Culturii. Nu e o clădire frumoasă, recunosc. Nu este o bijuterie arhitecturală, dar este o clădire funcțională. În 2010 ne-am trezit într-o situație de care se știa. Nu era o noutate. Pentru mine era oarecum o urgență, fiindcă atunci am venit la sfârșitul anului 2009 la Ministerul Culturii. Ne-am trezit în acea situație de a muta opereta din clădirea Teatrului Național. Noi pregăteam o reabilitare a clădirii. Oricum, acea zonă unde stătea teatrul de operetă aparține Teatrului Național și era clar că după renovarea clădirii, după ce această investiție se va finaliza, opereta nu se mai întoarce acolo și oricum trebuia mutată opereta, fiindcă au început lucrările în 2011 și atunci căutam un sediu, era Sala Omnia. Sala Omnia care a fost preluată la operetă, dar nu aveam proiectul.
nu am putut să ne înțelegem cu primăria generală pe niște terenuri extrem de mici, dar extrem de necesare pentru o peretă și nu am reușit să ajungem la un consens cu proiectantul. Asta nu înseamnă că am renunțat la Sala Omnia, nu. Pentru Sala Omnia există un proiect care ar transforma Sala Omnia în Academia pentru artiști din operă, din operetă, ceea ce discutam mai înainte, vorbeam de proiectul lui Răzvan Dincă, pe care eu îl susțin, e un proiect foarte interesant. Deci nu am renunțat la proiectul de la Sala Omnia, dar până când se va finaliza, se va realiza acel proiect, pentru noi era important să găsim o soluție și atunci am găsit această soluție. Am cedat terenul către o instituție publică, fiindcă era terenul pe lângă Biblioteca Națională. Au venit cu un proiect, e vorba despre o construcție ușoară, în care se poate juca și 15 și 20 de ani, nu este pentru un singur an sau pentru 2 ani. Din punct de vedere funcțional, este o clădire foarte bună, e o scenă mare, e scena poate un pic mai mare decât era la operetă, în clădirea Teatrului Național și tot ce înseamnă pentru și acustica e ok, pentru artiști, cabine, tot se asigură în această clădire. Deci va avea operetă, opereta va avea această scenă, această clădire, așa cum am înțeles eu, în septembrie putem inaugura. Și pentru a rămâne în același registru, încă de pe vremea ministeriatului domnului Adrian Iorgulescu s-a lansat proiectul unei noi săli de concerte competitive, pentru că Sala Palatului pune multe probleme cu privire la acustică. Mai este de actualitate o asemenea inițiativă? Sala Palatului a fost transferată la RAPPS după ce am plecat eu de la minister. Nu mai știu exact dacă era Mircea Diaconu sau Puiu Hașoti, dar în 2012, după ce am plecat, RAPPS-ul a luat Sala Palatului. E bine și nu e bine. Eu nu mă bucur că o sală, cum e Sala Palatului, a fost cedat RAPPS-ului, dar am înțeles raționamentul. RAPPS-ul are venituri proprii, fiind o regie, are posibilitatea de a renova sala. Proiectul despre care vorbiți, dumneavoastră, era un proiect extrem de amplu, în jurul Sălii Palatului. Nu se face. Și vă spun de ce nu se face. Terenul în jurul Sălii Palatului nu aparține sălii, aparține primăriei. Și nu se poate ajunge în acest moment la un proiect comun cu primăria. De aceea se va renova Sala Palatului. Există proiectul, nu minimal, ci proiectul doar pentru Sala Palatului și vreo 3-4 metri în jurul sălii. Proiect care a fost finalizat când eram eu ministru, dar n-am avut bani să începem investiția. A fost acest proiect preluat cu proiectant, cu tot, și foarte curând încep lucrările la Sala Palatului. Nu știu când exact, dar în acest an, sigur. Important este să găsim o etapizare a lucrurilor în așa fel încât anul viitor Festivalul Enescu să nu fie afectat. Asta este extrem de important, că nu se vor finaliza toate lucrările până la Festivalul Enescu. Am avut o discuție cu colegii din cabinet și încet vom găsi o etapizare, o soluție prin care Festivalul Enescu anul viitor să nu fie afectat. Va fi un festival mai scurt, asta s-a decis încă de anul trecut, dar nici nu vrem să ne gândim la o altă locație, că nu există o altă locație. Va fi o problemă cu acustica și anul viitor, tot prin sistemul digital se poate face, că nu va fi finalizată sala de concerte, dar pot să vă spun că dacă RAPPS-ul a început lucrările și va avea bani, atunci peste 2 ani de zile vom avea Sala Palatului pusă la punct în așa fel încât pentru orice concert simfonic va fi un spațiu excelent, fiindcă în proiect și partea de acustică
a fost foarte bine gândită și sper că și investiția va fi pe măsura proiectului. Dar nu putem să rămânem singura capitală din Uniunea Europeană, singura capitală care nu are o sală de concerte cu 2.000-3.000 de locuri, că Ateneul există. Există și alte săli mai mici, dar sala radio e o sală destul de bună pentru concerte. Dar dacă vine orchestra de la Berlin sau orchestra de la Chicago sau orchestre mari, atunci vin și oamenii că vor să audă o orchestră mare și trebuie să ai un loc, trebuie să ai o sală și așa cum România nu a avut o clădire pentru Biblioteca Națională foarte mult timp și acum are. Nu are în acest moment o sală de concerte așa cum ar trebui să aibă, dar va avea peste 2 ani de zile, sunt convins. Uite, așa încet, încet se poate ajunge cu investiții în infrastructura culturală să recuperăm tot ceea ce s-a pierdut, tot ceea ce nu s-a făcut. Ce alte priorități are ministerul pe care îl conduceți? Sunt multe lucruri de făcut. Anul viitor trebuie să avem un buget mult mai substanțial pentru proiectele mari și trebuie să ne gândim dacă reușim să pregătim un proiect multianual pentru infrastructura culturală. Și aici vorbesc de investiții foarte serioase care nu pot fi făcute nici măcar în 2-3 ani, 4 ani. Foarte multe muzee și vorbesc doar de instituțiile din subordinea Ministerului Culturii, foarte multe teatre au probleme atât cu sistemul de anti-incendii, cu cortina de fier, cu infrastructura așa în mare în general, că trebuie să ne gândim la un proiect mai amplu de câțiva ani buni, un proiect multianual, care trebuie dezbătut, discutat și în guvern și după aceea în fiecare an în buget trebuie prevăzută suma necesară, fiindcă altfel această infrastructură se degradează de la an la an și nu vom putea recupera. Eu știu ce probleme sunt la Târgu Mureș, ce probleme sunt la Timișoara, ce probleme sunt la Cluj, la ambele teatre, și la Teatrul Național și la Teatrul Maghiar. Ce probleme sunt la Muzeul Național de Istorie, nici nu vreau să ne gândim cum au greșit, cine a greșit cu investiția de la începutul anilor 2000 și de ce s-a blocat și cum putem recupera. Pentru tezaur trebuie să găsim o soluție. Deci, eu cred că cea mai mare urgență în ceea ce privește infrastructură, infrastructura culturală, cel puțin pentru minister, asta e muzeele importante. Muzeul de la Cluj are probleme foarte, foarte serioase. Depozitele sunt pline, nu există bani pentru renovarea clădirii și nu există posibilitatea de a valorifica tot ce înseamnă Muzeul de Istorie de la Cluj. Deci asta ar fi prioritatea numărul 1, 0, dacă vreți, dar nu pentru un singur an, pentru mai mulți ani. După aceea, de legislație am vorbit. Și eu cred că o altă zonă extrem de importantă ar fi Fondul Cultural Național. Sunt extrem de nemulțumit de ceea ce s-a întâmplat și ceea ce se întâmplă la Fondul Cultural Național, atât în ceea ce privește resursele care trebuie atrase. Nu știu de ce au renunțat colegii la acea sumă care venea de la loterie, că era o sumă importantă. Să vedem cum putem recupera de la buget sau eventual să venim la acea taxă, acel procent de la loterie care vine la FCN. Și sunt extrem de mulțumit și cu modul cum a fost gestionat cel puțin în acest an programul de la FCN. Și ar trebui să fie o resursă importantă, poate cea mai importantă resursă de la bugetul național pentru sectorul independent. Nu pentru instituțiile care au o oarecare finanțare, subvenție de la stat, ci pentru sectorul independent. Deci în acest domeniu, iarăși, eu cred că trebuie regândită strategia și trebuie repusă pe tapet această instituție și trebuie văzut cum mergem mai departe. Sigur, în domeniul monumentelor istorice, cu 20 de milioane pe an, n-ai ce face mare lucru, nu poți.
Eu aș vrea să ne întoarcem încet, încet la nivelul, încet, încet, asta înseamnă la rectificare și în bugetul anului 2015, măcar la nivelul anului 2012, când aveam aproape 60 de milioane de lei în buget pentru monumente. Dar eu cred că trebuie să mergem etapizat, că o să fiu foarte sincer. Dacă noi acum am primit 200 de milioane de lei în buget pentru restaurarea monumentelor istorice, în acest moment, util, onest, corect, nu am putea folosi banii. Deci, probabil că trebuie să mergem în două, trei etape, să mărim suma, dar să avem și proiectele pregătite. Că degeaba ai suma dacă nu ai proiectele pregătite, avizate, după aceea urmează procedurile. Aș vrea să ajungem la nivelul anului 2011-2012, anul viitor. Și după aceea să depășim, că e nevoie de foarte, foarte mulți bani în acest domeniu.